În dimineața asta mă gândeam ce o să zic și o să încerc să fiu cât mai eficient, dar să vă zic două povești. Una, vorbeam cu un prieten acum câteva săptămâni și la grup studiam o parte din cartea Ioan. Și este un moment în care, după învierea Domnului Iisus, ucenicii îl văd, Domnul Iisus suflă Duhul Sfânt peste ei și totuși, ce fac după aceea? Țineți minte ce fac după momentul ăsta în care îl văd pe Iisus înviat? Ucenicii. O merg și-o predicat. Corect? Nu? Altceva? O merg la pește. Mulțumesc. O merg la pește. Și întrebarea care ne puneam era, ce interesant, că aparent au aflat ceva, numai că au aflat, l-au văzut pe Iisus înviat, s-a schimbat ceva în ce știau ei și totuși în comportament n-ai văzut o schimbare radicală. Și ne întrebam cum se poate lucrul ăsta, care-i cauza, de ce? Și o altă întrebare, un mare teolog creștin a pus-o într-o conferință și a spus, dacă tu ești la creștini și dacă tu ești la ucenici, în special în Biblie, care a fost momentul de la care oamenii ăștia sunt mântuiți? Cine poate să-mi dea răspunsul la întrebarea asta? Când? Când l-au urmat pe Iisus, au fost mântuiți? Când au văzut minune, au fost mântuiți? Când au scos demoni, au fost mântuiți? Dar ce-a fost când s-a speriat că Iisus o să fie crucificat? Și au zis, nu se poate lucrul ăsta. E foarte greu să punem exact degetul pe momentul în care viața lor cu adevărat s-a schimbat total și vă spun de ce. Pentru că n-a fost o schimbare completă într-o singură zi, ci a fost un proces. Și mai mult pentru ucenici, revelația a fost pas cu pas. Ei n-au înțeles despre Iisus totul decât la finalul celor 3 ani. Au înțeles tot cu adevărat la finalul la cei 3 ani. Ei bine, pentru noi putem spune că revelația e perfectă și completă de acum. Biblia e completă, Dumnezeu se descrie în Scriptură pentru noi. Pe de altă parte, dacă e să fim sinceri, câți dintre voi puteți spune, să ridicați mâna să spuneți, eu sunt un creștin matur, complet, terminat, finisat. Eu îs șlefuit până la capăt și sunt în regulă. Mi-aș dori tare mult, pentru că eu nu îs. Vreau să știți lucrul ăsta. Și dacă avem unul dintre noi, ar fi bine să vină să vorbească el, pentru că să ne spună și nouă cum se face. Dar în esență, cu toții suntem oameni care îl urmăm pe Iisus, pornim pe drum, și apoi avem diverse momente și situații în care învățăm, în care ni se schimbă ceva în mintea noastră și de multe ori o minciună din mintea noastră trebuie înlocuită cu un adevăr. Dumnezeu ne schimbă ce gândim, Dumnezeu ne schimbă ce simțim, ne schimbă motivațiile, Dumnezeu ne schimbă ce facem. Și atunci când Dumnezeu e cu noi, schimbarea se întâmplă. Și în dimineața asta vreau doar să vă iau prin povestea ucenicilor, prin câteva momente cruciale în viața lor. Și ce-mi doresc și ce sper e că vă veți regăsi măcar una dintre ele. Nu știu în ce fază sunteți voi, știu în ce fază sunt eu. Adică, nu pot să zic nici măcar că știu în ce fază sunt eu. Știu ce am învățat până acum și știu prin ce lucruri m-a trecut Domnul să îmi schimbe perspectiva în anumite privințe în viața mea. Pe de altă parte, din păcate, nici măcar nu știu încă ce nu știu. Și cu siguranță că sunt lucruri pe care nu le știu, dar nici măcar nu știu că nu le știu. Și cu siguranță Dumnezeu, în viața care mi-o mai dă de aici înainte, mă va surprinde arătându-mi lucruri care încă trebuie schimbate în viața mea. Dar întrebarea e, unde suntem, cum ne schimbă Dumnezeu? Și în fiecare fază, ce veți vedea e că există ceva frumos ce se întâmplă în fiecare fază. În același timp există o provocare și există un lucru de învățat și un pericol. Și dacă nu învățăm lucrul respectiv, ce se va întâmpla e că vom rămâne în aceeași situație. E ca și la școală. Dacă, probabil că unii dintre voi o să spuneți și vă amintiți din școală, spuneți, măi, eu n-am fost cu matematică, sau n-am fost cu literatură, sau n-am fost cu altceva. Și așa e. Nu putem fi buni la toate. Problema însă e că pentru a trece la altă clasă, trebuie să treci la toate materiile măcar de 5. Și la unele te chinui, la altele poți să fii de 10, dar la altele îi așa un mic chin și poate n-ați avut problema asta, nici eu nu prea am avut-o, dar am avut vreo 2 situații în facultate în care am rămas
Și am fost, măi, de ce trebuie să învăț eu inteligența artificială pe vremea respectivă? Ok? Acum am înțeles. Dar era lucruri care nu mă neapărat mă atrăgeau și mi se părea, nu se poate să fiu IT-ist fără să învăț lucrul ăsta. Și pentru că Domnul are har pentru noi, nu ne lasă să învățăm doar ce vrem noi, ci ne pune să învățăm ce vrea El să învățăm, pentru că aia e ce avem nevoie să învățăm. Și acum începem cu ucenicii și este un moment și știu că ați fost și voi cu biserica mai multe grupuri în Israel. Am avut ocazia să fim și noi prima dată în Israel acum 3 luni și pentru mine a rămas un moment interesant acolo. Eram pe malul Mării Galilei. Câți ați fost în Israel? Marea Galilei, cum să zic, nu e deloc impresionantă. E un lac mai mare. Și e un loc frumos, liniștit, absolut plin de pace, dar pe mine ce m-a șocat e că m-am mers acolo și stăteam lângă lacul ăsta mai mare și mă gândeam cum s-a gândit Dumnezeu să schimbe lumea pornind cu o trupă de pescari de pe lacul ăsta. De pe lacul ăsta. Adică e un lac. Și să te gândești că Iisus, în marea lui strategie de a schimba lumea și de a aduce Evanghelia în întreaga lume, a găsit locul ăla să zic, o să iau niște băieți care trag la pește și care se cred meseriași și care cred că le au pe toate în regulă pentru că sunt bun la pește. O să schimb lumea cu ei. Și a făcut asta. Și ce vreau să vă spun, că prima fază prin care trecem ca și oameni care îl urmăm pe Hristos, e că începem să-l urmăm pe Hristos. Știu că m-am repetat aici, dar a fost intenționat. Este un moment în viața ta în care ceva din Dumnezeu te frământă, te atinge, te intrigă. Și mă gândesc cum a fost pentru Petru și fratele lui să stea acolo pe mal, să vină cineva la ei și probabil că îl cunoșteau pe Iisus. Știau de el că e învățător. Dar ce le spune Iisus este, veniți după mine și ce voi face cu voi? O să fiți pescari mai buni, o să faceți bani, o să fiți cei mai buni pescari din lumea asta? Ce le spune? Dacă veniți cu mine, o să fac pescari de oameni. În esență, ce ne spune Iisus când ne cheamă la El, îi, dragul meu, poate te simți confortabil ca și student, ca și medic, ca și IT-ist, poate ești mai bun decât alții, poate faci mai mulți bani decât alții, dar dacă vrei ca cu adevărat să conteze viața ta, singura cale e să mă urmezi pe mine. Punct. Și toți, sau poate mulți din cei mai mulți care suntem aici, am trecut prin momentul respectiv. Și partea frumoasă e că cineva ne-a spus că viața noastră poate să conteze, nu doar pentru lumea asta, ci pentru veșnicie. Și partea frumoasă e că l-am crezut. Și partea frumoasă e că am plecat după el, și atenție, n-am plecat știind tot ce înseamnă a urma pe Iisus. Câți dintre voi ați fost surprinși ca și creștini de ce ați găsit după aceea ca și creștini? Câți ați avut așteptările voastre înșelate, într-un fel, sau visele voastre înșelate? Pentru că Iisus e altfel decât credem noi. Vreau să vă spun că acești pescari, după ce au plecat, au fost șocați în mod constant de Iisus. Și dacă Iisus încă nu ne mai surprinde, probabil că avem noi o problemă. Dar Iisus surprinde. Iisus, în mod constant, vine cu lucruri noi și nu-i predictibil. E bun, dar așa cum spunea C.S. Lewis în Narnia, întreabă legat de leu, care îl reprezintă pe Domnul Iisus, întreabă copiii, nu știu cât ați văzut filmul, și întrebarea e, is he safe? Îi leu domestic? Îi un leu cu care poți face orice? Și răspunsul e, he's not safe, but he's good. Nu-i domestic, dar e bun. Dar te va surprinde. Iisusul pe care îl urmăm noi, nu-i un Dumnezeu domesticit. E Dumnezeu, punct. Și ne va surprinde. Și primul pas ca să ți se schimbe viața este să-L urmezi pe Iisus. Chiar dacă nu înțelegi tot, momentul în care spui, pentru mine Dumnezeu contează și vreau să îl descoper, vreau să îmi fac timp, vreau să devină o prioritate pentru mine și încep să faci pași și să umbli cu El. În al doilea rând, și acum sunt mai multe faze, nu știu câte pot să acopăr, dar o să spun câte ceva care mi se pare relevant la fiecare. Dacă umbli cu Iisus, ce se întâmplă? Și în prima fază, există ca și luna de miere. Se întâmplă lucruri parcă numai lucruri faine. Câți dintre voi, când ați devenit creștini,
ați rămas surprinși de, nu știu, rugăciune ascultată la care nu vă așteptați să, să fie ascultată, de faptul că Dumnezeu parcă era așa sensibil cu voi și vă răspundea la orice dorință și, în mod interesant, păreați că sunteți așa într-o fază de îndrăgostire. Se întâmpla lucruri faine. Eu mă gândesc acum la un exemplu, au fost multe la ucenici. De erau cu Domnul Iisus și ajung să vadă ei lucruri pe care alții nu le văd. De exemplu, minunea cu schimbarea apei în vin la Cana. Domnul Iisus acolo nu face o minune evidentă pentru alții. Ce spune Evanghelia este că doar câțiva au știut ce a făcut Iisus. Doar câțiva au știut că era o criză. Doar câțiva au știut că nu mai era vin pentru ei la masă. Și doar câțiva au știut că Iisus a făcut o minune acolo. Și Iisus a făcut minunea asta ca să-i convingă pe ei că urmează pe cine trebuie. Să-i convingă pe ei că au făcut cea mai bună decizie din viața lor să vină cu Iisus, pentru că o să vadă lucruri și vedeau lucruri deja pe care dacă ar fi stat la pește nu l-ar fi văzut toată viața. Și nu ne putem găsi, am auzit și mai devreme aici, ne putem găsi mulțumirea în lucruri omenești și ne putem compara cu alții. Dar mulțumirea ca și când umbli cu Iisus, când vezi ce face Iisus, nu se compară cu nimic altceva. Poți face deal-uri, poți face vânzări, poți... nu știu, vinde lucruri, poți convinge oameni, poți face softuri, poți, indiferent ce faci pe lumea asta, nu o să vezi lucruri ca și cele pe care le vezi când umbli cu Iisus. Pentru că Iisus, în engleză, he's out of this world. În română, nu știu cum să zic, de multe ori mi-e mai ușor să vorbesc în engleză, dar e de pe altă lume. Și umblarea cu el e un lucru care e de pe altă lume. Acum, partea provocatoare aici e că poate de multe ori crezi că dacă se întâmplă o dată, se va întâmpla de fiecare dată. Dacă te rogi o dată și cer ceva, Iisus e obligat de acum înainte, pentru că îl umbli cu el, să-ți răspundă totdeauna când vrei tu și cum vrei tu, la momentul la care vrei tu. Și nu e chiar așa. Și încep să apară și provocări. Și o fază cu provocări, la un moment dat Iisus se dă la masă cu vameși, cu păcătoși, cu femei stricate și, în mod interesant, îi acuzat, dar nu i-a acuzat Iisus. Știți cine s-a acuzat? La cine vine întrebările? La ucenici. Biblia spune în Matei 9,11, văzând lucrul acesta, adică ce făcea Iisus, că stătea la masă cu cine nu trebuie să stea la masă, pentru că Iisus șochează, le-au zis ucenicilor, de ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu vameși și cu păcătoșii? Și ce-au răspuns ucenicii? Nimic. Cel puțin în Biblie n-am găsit ce răspuns a avut. Și ce se va întâmpla când umbli cu Iisus, și pentru că Iisus e altfel decât credem noi, de multe ori ți se impută ție greșeli sau aparente greșeli pe care le face Dumnezeu în lumea asta și cum adică tu ești pocăit, aia înseamnă că tu ești de acord cu tot ce face Dumnezeu sau cu tot ce fac toți creștinii lumea asta, păi voi sunteți vinovați pentru cruciade, pentru puncte, de aia credința e o prostie și ți-o iei. Primești critică de la oameni în numele lui Iisus și tu nici măcar nu știi cu ce am greșit eu aici. De ce am picat eu la mijloc în povestea asta? Și să știți că vine la pachet. Toți care umblați cu Iisus, la un moment dat veți fi acuzați voi, pentru ce face Iisus și nu îi înțeles de oamenii din jurul vostru. Și parte normală din procesul transformării și a umblării cu Iisus. Dar apoi vine o parte frumoasă și Iisus ce face cu ucenicii? E că la un moment dat îi ia și le spune, dragii mei, lumea asta e bolnavă, lumea asta are probleme, lumea asta e bolnavă fizic, e bolnavă spiritual, e decăzută, relații rupte, din toate punctele de vedere e bolnavă. Și împărăția din care vin eu și pe care o aduc eu, are soluții. Și le spune, plecați, trimiși de mine și vindecați bolnavi, scoateți demoni, faceți toate lucrurile astea. Când îl urmezi pe Iisus, o să fie momentul în care o să-ți dai seama că tu ai soluția la probleme din jurul tău. Și dacă ai curajul să mergi în numele lui Iisus, să ajuți pe cineva, o să se întâmple două lucruri. Unul, o să vezi că funcționează. Că ceea ce oferă Iisus în lumea asta chiar funcționează. Și ne-am avut harul să vedem relații rupte pe care Dumnezeu le-a vindecat. Am văzut oameni care erau fără speranță în căsătorie și Iisus a fost răspunsul pentru problema lor. Iisus le-a rezolvat căsnicia. Iisus dă resurse, Iisus schimbă relații. Am văzut oameni vindecați, am văzut oameni care au zis, și-au riscat credința și au zis, Doamne, vreau să fiu vindecat și
dacă se pot ruga ceva pentru mine. Și în mod ciudat, ne-o surprins și pe noi, s-au întâmplat vindecări. Nu multe, dar s-au întâmplat. Dacă umpli cu Iisus, o să vezi că împărăția lui Dumnezeu chiar are soluții la probleme concrete din viața altora. Și în momentul în care tu ești acolo, în momentul în care tu ești parte din soluție, e un moment fantastic. Și dacă vă gândiți la fiecare dintre voi în ce moment v-a folosit Dumnezeu și cum v-a folosit în viața altora, cred că nu-i sentiment mai înălțător decât să simți că Dumnezeu lucrează prin tine. Că nu ești tu, dar că Dumnezeu face minune în jurul tău. Și un lucru care e aproape că îți poate da dependență. După ce simți lucrul ăsta, ți-l doresc să-l mai vezi. Și dacă nu se întâmplă un timp, zici, Doamne, ajută-mă să fiu acolo. Și am văzut oameni și știu oameni care își încep dimineața și zic, Doamne, ești disponibil, Doamne, trimite în dreptul meu, folosește-mă, fă ceva ca să pot duce Evanghelia și împărăția ta în jurul meu. Mă întrebarea îi, este vreun pericol în faza asta? Când lucrurile funcționează în jurul tău, ce pericol poate să fie? Când se întorc ucenicii și zic, s-a întâmplat, am vindecat oameni, am scos demoni. Și ce răspunde Domnul Iisus? Iisus nu e șocat, nu zice, serios, a funcționat. N-aș fi crezut că o să meargă. Nu spune asta, dar ce răspune? Ei vede că sunt bucuroși. Și zice, mă bucur că Dumnezeu se bucură când ne bucurăm, da? Deci e bucuros pentru bucuria lor. Dar ce răspune? Mersi. Spune, nu vă bucurați că vă ascultă demonii, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce înseamnă asta? Nu vă bucurați de impactul pe care îl aveți, nu vă bucurați de darurile pe care le aveți, nu vă bucurați că lucrurile funcționează prin voi, ci bucurați-vă de cine sunteți voi. Pentru că știți care e pericolul? Dacă ne bucurăm de ce face Dumnezeu prin noi, ne vom găsi semnificația nu în Dumnezeu, ci în ce reușim să facem. Și când vom fi într-o perioadă mai grea și nu se va mai întâmpla ceva, o să fim disperați. Adică nu mă mai iubește Dumnezeu, nu mai eficient ca și creștin, ce se întâmplă cu mine? Nu mai am valoare. Dacă ne punem valoarea în fapte sau chiar în minuni, în lucruri foarte bune, ne vom agăța de ele. Și când nu se întâmplă, vom încerca să părem că se întâmplă, să le creăm noi dacă e nevoie, pentru că dacă asta e valoarea, asta vom încerca să creăm. Atunci când nu ne bucurăm de Iisus și de lucrurile pe care le face Iisus, putem deveni niște activiști spirituali care ne găsim semnificația în fapte bune, dar nu ne bucurăm de Iisus. Și Iisus vrea să fim oameni care sunt bucuroși pentru că suntem copiii Lui. Și suntem copiii Lui și când ne iese ceva și când nu ne iese. Suntem copiii Lui și când cântăm bine și când falsăm. Suntem copiii Lui și când ne iese un mesaj și când nu ne iese. Suntem copiii Lui și când ne ascultă un om când ne spunem Evanghelia și suntem copiii Lui și când omul respectiv ne consideră bătuți în cap că noi credem Evanghelia. E ok. Suntem copiii Lui. Și asta e ceea ce cu adevărat ne ține. Și lecția care trebuie să o învățăm atunci când ne merge, atunci când avem impact în jurul nostru, e să nu ne îndrăgostim de daruri, să nu ne îndrăgostim de impact, să nu ne îndrăgostim de ce facem, să ne îndrăgostim de Iisus. Și asta se vede în caracter, în ascultare. Și după Iisus, nu știu dacă știți, Iisus ne provoacă. Acum, teoria de leadership, că s-a anunțat GLS-ul și vă încurajez să veniți la GLS. Teoria de leadership spune că dacă vrei să crești pe cineva, nu e destul să lași să dea el singur cu capul, mai trebuie să crezi și tu obstacole să dea cu capul în ele. Sau măcar să îi pui în situații inconfortabile. Și am avut și am binecuvântarea să fiu lângă un șef care a crescut foarte mult în ultimii ani, el, zic, nu vorbesc de mine, și ca să mă crească și pe mine, are harul ăsta să mă arunce în apă câteodată, să zic, ok, ia o chestie de aici, încearcă să o faci. Și simți că nu e confortabil, simți că te împinge mai mult decât ești tu confortabil. La Iisus, ucenicii vin la un moment dat și zic, știi, avem aici mii de oameni, ne avem mâncare, ce să facem? Și ce răspunde Iisus? Stați liniștiți, rezolv eu, e sub control. Nu, ce răspunde Iisus? Dați-le voi să mănânce. Adică e grozav ca să sunt problema. Acum, încercați să o faceți voi. Cum s-au simțit ucenicii în momentul ăla? Tocmai scosuseră dragi mai devreme. Tocmai făcuseră minuni. Și acum aveau în față o problemă pe care nu putea rezolva.
Și vreau să știți că Domnul Iisus ne duce de multe ori la limita competenței sau limita credinței noastre. De multe ori, dacă am văzut că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea pentru o răceală și credem că Dumnezeu poate vindeca o răceală, Dumnezeu ne spune, nu, acum roagă-te pentru mai mult. Și zici, da, ok, serios? Ucenicii erau cu Domnul Iisus și au văzut minuni, dar în momentul în care moare Lazar, pentru ei a fost, acum e gata, deci nu se mai pot face nimic. A murit, e bun mort. Ei credeau în Iisus până la un punct, dar nu credeau că Iisus chiar poate învia oameni. Și Iisus le arată lucrul ăsta. Ce vreau să vă spun e că fiecare dintre noi avem o limită a credinței noastre. Și Biblia ne spune să slujim potrivit cu măsura de credință pe care o avem. Pe de altă parte, Domnul vrea să ne crească măsura de credință. Și de-aia de multe ori ne pune într-un loc unde ne vedem limitele, tocmai ca să ne le poată crește. De multe ori ne simțim așa de bine că ne-au ieșit câteva lucruri încât ne simțim perfect. Suntem maturi, suntem buni și Dumnezeu, pentru că e bun cu noi, ne spune, dragul meu, hai să arăt încă ce nu poți face. Hai să arăt lucrurile pentru care încă n-ai credință. Și ok, nu o fac ca să te umilesc, nu o fac să îmi bag joc de tine. O fac pentru că te iubesc și vreau să te cresc și o fac în mod conștient. Și de multe ori ne plângem și zice, Doamne, știi, vezi ce mi se întâmplă? Îmi spune, ok, te iubesc, îți promit că nu las nimic mai mult peste tine decât cât poți duce, dar cât poți duce, las peste tine, ca să te cresc. Și spuneam acum de ucenici, mă întorc la povestea lor la început. Dați-mi voie să vă întreb, când au pornit ei să schimbe lumea cu Iisus, au avut, care a fost visul lor, care a fost înțelegerea lor a ce spunea Iisus că vor schimba lumea? Care era fantezia lor? Da, mulțumesc. Fantezia lor, sau nu neapărat era o fantezie, era o logică normală pentru vremea lor, că schimbarea vine prin mijloace politice. Și dacă omul ăsta vrea să schimbe lumea, Iisus, ok, mergem cu el, dar cu siguranță că o schimbăm, îi dăm jos pe romani, devenim independenți, noi o să devenim un fel de miniștri în guvernul lui, o să fie grozav, o să fie foarte fain. Scăpăm de romani și devenim din nou o națiune prosperă și independentă. Ei bine, Iisus avea un pic o altă metodă despre ce înseamnă a schimba lumea. Și calea lui Iisus presupunea moartea lui în dreptul nostru, pentru noi, ca să fim mântuiți. În momentul în care ei înțeleg că, de fapt, drumul pe care au mers nu e doar lapte și miere, ci presupune suferință, au avut un șoc. Și Petru a zis, Doamne, să te ferească Domnul, să se întâmple ce spui tu că se întâmplă. L-a mustrat pe Iisus. A zis, hei, de aia suntem aici cu tine, să te apărăm și să fie bine. Acum, care e implicația pentru noi aici? Dați-mi voie să vă spun că de multe ori și noi am devenit creștini, unii dintre noi, cu unele așteptări că dacă devenim creștini, Dumnezeu are obligații față de noi, să facă tot ce vrem noi. Și poate nu ne iese, nu știu, în carieră, poate relația în care suntem e mai grea decât credem, poate că ceva e neașteptat. Și cred că v-am mai spus aici, pentru mine un moment de zdrobire a fost după căsătorie. Și să vă zic ce înseamnă asta. Eram, și atunci cunoșteam mult despre Dumnezeu, m-am căsătorit relativ târziu, predicam, mă simțeam destul de matur și competent. Ei bine, ceea ce mi-a dat peste cap, percepția mea de om matur și competent, a fost căsătoria. Și nu spun Loredana, ci căsătoria. Tim chiar își spune o chestie faină, că atunci când te căsătorești, primul șoc apare în celălalt, de al doilea șoc ești tu însuți. Că te vezi reacționând cum nu știai că poți reacționa. Eu mă știam om de treabă, nu știam că sunt capabil să mă nervez. Și am descoperit că am în mine un potențial care m-a surprins. Și de multe ori, Dumnezeu e nevoie să ne zdrobească firea și încrederea în propriile resurse să facă ceva cu noi. Adică, eu am funcționat și sper că am făcut lucruri bune și înainte de momentul respectiv. Da? A fost parte din procesul meu. Dar ca Domnul să mă ajute să văd Evanghelia în tot ce înseamnă Evanghelia, sau tot ce am înțeles eu până acum, dulceața ei și faptul că dacă nu ești smerit, dacă nu înțelegi că ești primit prin har, de multe ori te porți superior față de alții, te porți îndreptățit, te porți arogant, pentru că zici, hei, eu pot să trăiesc așa, de ce nu poți și tu să trăiești așa? Așa de subtil poți să fii în mândria ta, în care să zici, fă și tu cum fac eu, a fi creștin e ușor, fă exact ce fac eu. Atât de arogant poți să fie.
pentru că n-ai simțit că Dumnezeu chiar a fost nevoie să trimită pe Iisus să moară pentru tine. Și pentru că suntem autosuficienți, de multe ori, deși nu spunem, putem crede că suntem mântuiți pentru că suntem oameni de treabă, mai treabă decât alții. Și dacă asta credem despre Evanghelie, dați-mi voie să vă spun că greșim. Și modul în care Domnul ne arată că greșim, îi să ne pună într-un loc unde ni se permite să falimentăm. În viața ucenicilor, toți au falimentat. Unul a făcut-o mai spectaculos că avea gură mare, dar toți au falimentat. În momentul în care Iisus urma să fie dus, să fie răstignit, Petru vine și spune: Doamne Iisuse, noi suntem cu tine, suntem în echipa ta, murim cu tine. Și spune Petru: habar n-ai ce vorbești. Ba nu. Și Biblia spune că nu doar Petru a spus asta, toți au spus cu Petru lucrul ăsta, toți ucenicii. S-au luat după Petru și au zis: noi murim cu tine. Și Iisus îi spune: Petre, două chestii să știi. Unu, o să te lepezi de mine de trei ori. De trei ori o să te lepezi de mine. Dar să știi că m-am rugat pentru credința ta. Acum nu știu dacă ați trecut recent printr-o dezamăgire sau printr-o cădere. Nu-i frumos când alună și cazi. Dar să știți că Domnul Iisus îi ia acolo pentru noi și se roagă ca să rămânem în credință, chiar dacă știe că de multe ori propria mândrie sau independență ne va duce să dăm cu capul în ceva. Și vreau să vă gândiți care e acel element din viața voastră unde sunteți sau ați fost independenți și ați zis: eu mă descurc, eu sunt ok. Și de multe ori, acolo suntem mai mândri, acolo Dumnezeu îngăduie să falimentăm spectaculos, chiar dacă alții nu văd neapărat lucrul ăsta, ca să ne arde harul Lui. Și când falimentezi, nu se pare că e plăcut și nu-i plăcut. Dar o să descoperi harul Domnului într-un mod în care până atunci nu l-ai simțit. Pentru că până atunci poate ai crezut că ai ceva în tine bun care face ca să meriți un pic din harul Lui. Evanghelia, vestea bună, e că nu ai, ci că Dumnezeu e bun. Și că harul Lui e ceea ce te ține pe cale. Și că harul Lui și dragostea Lui e ceea ce îți dă resurse să trăiești ca și creștin. Dar până nu dai cu capul, poți să fii un creștin oarecum superior, care judecă pe alții, poți ușor să fii fariseu, în esență. Pentru că te simți îndreptățit, pentru că tu ești mai bun decât alții. Descoperi atunci că Iisus nu e surprins că tu nu ești perfect. Iisus știe că suntem limitați. Și știți ce? Partea frumoasă. De multe ori nouă e greu să recunoaștem asta, de multe ori și față de noi înșine, cu atât mai mult față de alții. Ei bine, Iisus e conștient că nu ești perfect și totuși te iubește. Și în momentul în care realizezi că ai greșit, are har pentru tine. Și ce mi se pare așa de frumos la scena asta cu Petru e că Iisus îl așteaptă și practic îl întreabă de câteva ori: Petre, chiar mă iubești? Ca să-l aducă pe Petru în acel punct de smerenie în care să zică: Doamne, tu știi, acum ce mă chinui aici? Știi că te iubesc. Și Iisus îi răspunde foarte frumos și zice: Petru, am o lucrare pentru tine. Paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. Petru, m-am rugat pentru tine să rămâi în credință, chiar dacă știam că o să cazi, o să aruneci. Atunci când experimentăm harul Dumnezeu la acest nivel, e ceva ce ne aproape că demontează ca și oameni. Ne scoate din auto-justificare, din îndreptățire și ne dă cu adevărat cunoașterea la cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu. Și apoi, nu în ultimul rând, Iisus învie și ucenicii încep să-L înțeleagă. Și până atunci îl înțelegeau. Dar acum înțeleg că Iisus, a crede în Iisus, nu e doar un mare învățător, nu e doar un om care face minuni, nu e doar un om care ajută pe alții, nu e doar un om care îți dă ceva de făcut în viață așa încât să ai impact în viața altora. Înțeleg că Iisus e singurul Dumnezeu și Domn adevărat, singurul Mântuitor. Înțeleg că a fost nevoie să moară pentru ei. Înțeleg că Dumnezeu, în puterea Lui, a putut și l-a înviat din morți. Și înțeleg ce înseamnă asta pentru noi. Și ucenicii au în sfârșit revelația completă a cine e acest om pe care îl urmau. Nu era doar om, era Dumnezeu. Era Fiul de Dumnezeu, era Iisus Hristos. Și ultima lecție pe care o dă Domnul Iisus, îi le spune: mergeți în Ierusalim și stați și așteptați să vină Duhul Sfânt peste voi ca să puteți face lucrarea. Ei bine, și noi ca și creștini
De multe ori știm multă teorie. Dar putem face încă lucruri în propria putere. Putem fi încă activiști câteodată. Putem să ducem prin propria putere ce-i de făcut. Și avem foarte multe idei. Dar de multe ori suntem conduși de rațiunea noastră și de Duhul Sfânt. Ce ne învață Domnul Iisus e că dacă vrem să avem impact cu adevărat, e vorba de a trăi în dependență de El. Așa cum spune Domnul Iisus în Ioan 15, e vorba de a rămâne în El. Dacă vrem să avem impact, ideea nu e să încercăm să producem roade. Iisus spune, rămâneți în mine și veți avea roade, veți aduce roade. A rămâne în Iisus, a rămâne în dependență de El, e în esență cheia pentru ce înseamnă creșterea noastră. Și în esență, acum v-am spus câteva lecții despre ei. Prima întrebare pentru voi îi, în ce clasă sunteți voi? Ce credeți despre Iisus și ce încă nu credeți despre El? Sau cu alte cuvinte, cât de mare e Dumnezeu vostru? E doar un învățător care spune lucruri interesante? E doar un om care face minuni? E oare chiar Iisus Hristos Fiul de Dumnezeu care moare în locul nostru și nevoie să moară pentru noi și care învia de Dumnezeu? E acel Dumnezeu care ne dă Duhul Sfânt să ne dea capacitatea să umblăm și să avem impact în jurul nostru? Care e punctul la care încă nu credem? Care e punctul la care încă avem de făcut un pas în față? Și poate că vă luptați cu ceva în acest moment în viața voastră și Dumnezeu vrea să vă învețe ceva și ni se pare că nu e neapărat o lecție, ci o, nu știu, o încercare de la cel rău. Și e posibil să fie și încercare de la cel rău. Dar de multe ori, lucruri care par atacuri pot să fie momente în care Dumnezeu vrea să ne ia și să ne crească credința. Și a ne crește credința, în esență, înseamnă a ne crește imaginea despre El, a o face mai completă, mai perfectă și a crește în ce înseamnă a fi copiii Lui. Ioan spune în 1 Ioan că atunci când îl vom vedea față în față, vom fi ca și El, dar cine are acum nădejde de asta, ce se întâmplă? Se curăzește. Cu cât ne uităm la Iisus și cu cât îl admirăm mai mult și spunem, da, Iisus e perfect, Iisus e Dumnezeu, Iisus e frumos, cu atâta crește noi Dumnezeu. Și vreau să închei cu un gând. Știu că în lumea în care suntem, e foarte la modă ce se numește personal development sau self-development. Ați auzit termenul ăsta cu siguranță. Și eu sunt foarte pro tot ce înseamnă creștere. Deci a crește e esențial și ce am vorbit astăzi este despre creștere. Întrebarea îi, care e sursa creșterii? Pentru că multe cărți de personal development practic spun, tu ai în tine ce ai nevoie ca să te schimbi. Tu ai tot ce trebuie ca și om. Și în esență e umanism pe pâine. Tu ca și om poți să schimbi lumea asta. Vestea proastă e că nu e adevărat. Vestea bună e că Dumnezeu vrea să ne crească. Și să nu facă în noi self-development, care tradus poate să spună și dezvoltarea firii în noi. Și de multe ori self-development asta îi. Dacă tu devii mai conștient, mai decis, lucruri bune, tu devii mai autonom și nu ai nevoie de alții și de nimeni și tu te poți descurca. Asta e teologia vândută ca și teorie de dezvoltare personală în cele mai multe cărți acum. Iisus nu vrea să facă cu noi nici personal development, nici self-development, ci vrea să facă cu noi God development. Scopul lui Iisus e nu ca tu să te dezvolți, ci ca Iisus să crească în tine. Și dacă rămâi lângă Iisus, și cheia nu-i doar să știi un număr de adevăruri, nu-i doar să știi o teologie, ci cheia ce i-a schimbat pe ucenici, e că umbla cu Iisus ani de zile. Dragii mei, dacă vreți să vă dezvoltați, și cred că vrem cu toții lucrul ăsta, secretul îi, să spunem lui Iisus, Doamne Iisuse, vreau să vin după Tine, indiferent ce înseamnă asta. Doamne Iisuse, arată-mi unde am de crescut. Doamne Iisuse, arată-mi care sunt încă lucruri pe care le cred și poate că nu sunt corecte despre Tine și despre mine. Arată-mi dacă sunt autonom, dacă sunt mândru undeva. Arată-mi dacă sunt locuri în care cred că mă descurc și sunt mândru de asta. Doamne Iisus, ai har pentru mine și descoperă-mi Tu. Și lasă-mi voie să vă spun că atunci când îi cer lucrul ăsta, e un lucru bun, răspunde. De multe ori nu-i plăcut când îți răspunde. De multe ori te rogi și pleci mai departe și pe săptămână ți se întâmplă ceva și zici, măi, ce atac, uite ce mi s-a întâmplat, ce am pățit. Dar te-a rugat ca Domnul să-ți descopere unde ai de lucru. Și de obicei cel rău te atacă doar unde ești vulnerabil. De multe ori un atac poate să-ți arate care e zona în care ești vulnerabil. De aceea vreau să mă opresc aici și dacă vă doresc ceva
și îmi doresc mie, în primul rând, sunt egoist aici, îi să fiu un om în care Iisus prinde chip tot mai mult. Și vă doresc vouă lucrul ăsta, așa încât ce credem noi, ce simțim noi și ce facem noi, să fie asemenea lui Iisus. Să fie o nouă viață, să fie o viață care schimbă lumea, dar în primul rând ne schimbă pe noi. Pentru că Iisus în noi e speranța slavei. Dacă Iisus în noi, dacă Duhul Sfânt în noi, avea impact, e doar o consecință naturală a umbla cu Iisus. A fi schimbat e doar o consecință naturală a umblării cu Iisus. Și dacă vă pot îndemna la ceva, deși știu că sună teoretic și filozofic, dar umblați cu Iisus în fiecare zi. Lăsați-L să vă surprindă, să vă expună, să vă provoace, să vă iubească în faliment, să vă iubească în reușite. Să crească în voi identitatea de copii ai Lui, care îs bucuroși pentru că îs copii de Dumnezeu, care îs înfiați de Dumnezeu, care știm că suntem frați cu Iisus. Și fie ca asta să fie esența și motivația vieții noastre. Și dacă e acolo, dacă e fundamentul acolo, dacă e Iisus și Duhul Sfânt în noi, cu siguranță viața voastră va conta. Cu siguranță Dumnezeu va lucra în noi și prin noi pe mai departe. Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc pentru timpul ăsta și fie ca harul Lui să crească în fiecare dintre noi. Amin.